Astăzi la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Justin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului. La slujbă au participat foarte mulți credincioși din municipiu. Duminica de dinaintea Postului cel Mare, duminica izgonirii lui Adam din rai, este o duminică pregătitoare pentru că ne îndeamnă la iertare, la iubire, la împăcare, la virtute creștină făcute cu responsabilitate și discreție, să ne îndeamnă să ne adunăm comori în cer și să ne pregătim lumină în sufletele noastre prin post și rugăciune ca să putem primi cu vrednicie lumina învierii lui Hristos. Am fost și de data aceasta fericiți să avem catedrala arhiplină de credincioși de mulți copii care deja încep să se pregătească de Sfântul și Marele Post, se mărturisesc și se împărtășesc cu regularitate, o vor face și în prima săptămână a postului în care programul în Biserica Ortodoxă și la catedrala noastră episcopală este unul special, pe toată perioada postului se intensifică rugăciunea, slujbele sunt mai lungi, este mai multă hrană spirituală sau teologică, înlocuind împuținarea hranei biologice pentru ca să fim mai tari în credință și în lucrarea virtuților. Răspunsurile liturgice au fost date de corul doxologia al catedralei episcopale.